Vorbim în continuare cu domnul doctor Șerban Damian, nutriționist sportiv, despre lipsa de fier și alimentele care o pot combate. Bună ziua, în primul rând! Bună ziua! Ce înseamnă lipsa de fier și cât de tare ne afectează? Cred că ar trebui, pentru început, să spunem ce rol are fierul în organism. Este un mineral extrem de important, dar în cantități mici în organism, însă funcția lui principală este aceea de a face parte din compoziția hemoglobinei, cea care transportă oxigenul de la plămâni către periferie, către fiecare celulă. De aceea rolul este extrem de important noi, ca să funcționăm, ca toate procesele metabolice în regim aerob să se desfășoare, avem nevoie de oxigen. În lipsa hemoglobinei sau într-o cantitate redusă avem probleme de funcționare. Fierul, fiind parte componentă a hemoglobinei, realizăm că nu poate lipsi și chiar și atunci când este în cantități reduse, poate să pună probleme. De la o deficiență mai mare sau mai mică, până când ajungem să vorbim despre anemie feriprivă, care se poate produce la orice vârstă și dintr-o mulțime de cauze. Principala cauză este, de obicei, aportul insuficient de fier în alimentație. Cauze secundare pot fi pierderi diverse de sânge, fiziologic la femei în perioada menstruală, la sportiv efortul exagerat, adică sunt diverse motive pentru care fierul poate să fie în cantitate insuficientă. Anemia este o problemă serioasă de sănătate, mai ales atunci când este într-un stadiu avansat, deci o lipsă mare de fier și de hemoglobină, pentru că, așa cum spuneam, avem nevoie permanent de transport de oxigen la periferie. Se manifestă în general prin fatigabilitate, practic. Apare senzație pregnantă de oboseală, atât în repaus, cât mai ales la efort, cu probleme pot ajunge și la nivel cardiac, la nivelul tegumentului, la nivelul unghiilor, la nivelul limbii, pot apare diverse semne, însă primul semn care ar trebui să ne pună pe gânduri este oboseala, mai ales la copil. Constatăm această oboseală la eforturi mai mari sau mai mici și paloarea. Paloarea care se asociază cu, sau apare în cazul unei anemii. În această situație trebuie să mergem cu copilul la medicul pediatru. În afară de semnele și simptomele amintite, sunt necesare analize de laborator care să deceleze cantitatea de fier, cantitatea de hemoglobină din sânge, și atunci se poate pune un diagnostic corect de anemie, care are mai multe grade, de la ușoară până la severă, urmând apoi să se dea tratament de refacere. Cât de periculoasă poate fi această lipsă de fier la copii? Poate fi foarte periculoasă, adică o anemie severă poate să chiar să omoare copilul. Adică dacă vorbim de o anemie severă, acolo vorbim cu cantitate extrem de redusă de fier, o hemoglobină 3-4, bine, aceste situații apar în cazuri extreme, adică fie într-o lipsă, într-o malnutriție foarte serioasă, fie în cazul unor probleme patologice, în cancere, în leucemii. De obicei, cele mai frecvente situații sunt cele cu anemie ușoară sau moderată, în care avem o globină 7-8 și, sau 9-10, dacă vorbim de o anemie ușoară, în care copilul are niște manifestări, dar care nu-i pun viața în pericol, ci doar sunt neplăcute prin faptul că nu poate funcționa la parametrii lui maxim. Însă, în oricare situație, anemia trebuie corectată. Chiar dacă este o anemie ușoară, trebuie intervenit în principal prin alimentație, în secundar, mai ales dacă e vorba de o anemie mai serioasă, cu ajutorul tratamentului cu fier. Care sunt factorii care duc la această lipsă de fier în organism? Cât de mult contează alimentația și cât de mult contează și moștenirea pe care...
În cazul anemiei feriprive, nu vorbim despre o moștenire, deci nu e o anemie cu transmitere genetică, ci este pur și simplu o anemie datorată unui aport insuficient de fier. Deci, practic, alimentația este extrem de importantă în această situație. Excludem din discuție pierderea fierului prin diverse cauze patologice mult mai grave, așa cum spuneam, forme de cancer, insuficiență renală și așa mai departe. În general, lipsa unui aport adecvat conduce la cea mai comună formă de anemie feriprivă. Care sunt alimentele pe care le putem da copiilor noștri, astfel încât să nu mai există această deficiență în organism? Carnea este principalul aliment pe care îl consumăm și care ne aduce fier. Nu am un tip de carne? Sau? Nu, orice fel de tip de carne. Carnea de mamifer este mai bogată în fier decât alte tipuri de carne. Chiar peștele, oricât de sănătos ar fi, nu este așa o sursă bună de fier. Ne vorbim carne de vită, de porc, de oaie, sunt surse bune de fier. La fel și organele. La copiii mici nu putem să ne gândim la un aport foarte mare de astfel de alimente, de aceea mai curând ne vom referi la ouă, ne vom referi la surse de origine vegetală, adică frunzele verzi sunt surse de fier, iarăși semințele, nucile pot fi surse de fier și de alte minerale importante. Acel spanac pe care îl consuma papei și care era surse de fier are un sâmbure de adevăr, nu e neapărat cea mai bună formă, chiar dacă conține fier, nu este atât de biodisponibil, adică organismul nostru nu îl poate folosi la fel cum folosește fierul provenind din carne. Deci o alimentație echilibrată, o alimentație diversificată este varianta optimă pentru a ne asigura că primește fier. De asemenea, există acum produse fortificate cu fier, cum ar fi cerealele de mic dejun la care s-a adăugat suplimentar fier, tocmai pentru a preveni anemia, mai ales la copii mofturoși sau care au un regim alimentar nu neapărat foarte fericit, și acestea pot fi o soluție din când în când pentru a aduce un aport optim de fier. Există anumite alimente pe care, dacă le consumăm, împiedică absorbția fierului în organism? Fitații din cereale. Deci în anumite cereale există fitați care pot bloca absorbția fierului și atunci, mă rog, dar n-aș vrea să spun neapărat că consumul de cereale este cel care îi ar putea să pună în pericol, dar o dietă dezechilibrată cu preponderență pe cereale poate să conducă la anemie prin blocarea fierului insuficient provenind din alte alimente. Iarăși merg către ideea de echilibru alimentar, pentru că dacă avem și cereale și carne și lactate și de toate, practic putem să aducem suficient fier. Iar un alt element pe care să-l avem în vedere, vitamina C din citrice și din orice altă sursă, din fructe, este un element care favorizează absorbția fierului. Deci în salate să punem lămâie nu doar pentru gust, ci și pentru că ajută la absorbția fierului în organism. De asta, în tratamentele cu fier pentru combaterea și tratarea anemiei se asociază și administrarea de vitamina C. Domnule doctor, eu vă mulțumesc frumos pentru sfaturile pe care ni le-ați dat și acum, ca și o concluzie, aș vrea să transmiteți telespectatorilor mesajul dumneavoastră. De să consumăm în perioada aceasta tot ce este verde. În afară de acest îndemn care este extrem de potrivit pentru perioada în care avem o mulțime de verdețuri, de fructe și de legume de sezon, aș vrea să le atrag atenția părinților să-și observe copiii și dacă constată că sunt mai obosiți ca de obicei, nu mai au același randament la învățătură sau la efort fizic, dar constată că au o culoare mai deschisă, să-și pună niște semne de întrebare și, pe de altă parte, să facă anual, minim o dată pe an, analize de sânge, pentru că formele ușoare de anemie nu se manifestă totdeauna, dar ele pot să existe și atunci e bine să fie găsite și tratate la timp.